În primul rând, bună ziua telespectatorilor dumneavoastră, bună ziua măineștenilor și tuturor uh, românilor, pentru că ne aflăm și în luna decembrie, când am sărbătorit uh, Ziua Națională și ne apropiem de finalul anului și de sărbătorile dedicate nașterii Domnului. Aș începe cu un mic bilanț uh, privitor la realizările din acest an, pentru că pot spune că anul acesta a fost un an mult mai bun decât... Uh, cei, cei doi ani scurși din mandatul meu, pentru că am ieșit în sfârșit în spațiu public cu câteva proiecte care se văd și nu numai în spațiu public, cât și în implementare. Prin atragerea mai multor fonduri, atât din, din fonduri guvernamentale, cât și din fonduri europene. Municipiul Moinești la această oră are în implementare proiecte de peste 30 de milioane de euro în infrastructură rutieră, în infrastructură școlară, în sănătate, în toate domeniile și nu a arătat nicio axă care a apărut o axă de finanțare ce a apărut la, la nivelul Ministerului Dezvoltării cu banii europeni. Aș menționa aici un lucru important pentru municipiul nostru este acela că am atras proiecte pentru a îmbunătăți calitatea educațională. Toate școlile din Moine sunt într-un proces de reabilitare. Școala Ștefan Luchian are un proiect de 2 milioane de euro, este în grafic, lucrările merg. De asemenea, începând de aproximativ două săptămâni, a început și reabilitarea școlii George Enescu, un proiect de 1 milion și jumătate de euro și acolo lucrările de curg. E și școala Alexandru Sever în, în lucru. S-a întrerupt un pic din cauza constructorului, dar sper să reluăm activitatea acolo. De asemenea, am reabilitat două terenuri de sport și urmează ca în primăvară să le, uh, să le montăm și gazon artificial. Este vorba de terenul de la școala George Enescu și terenul de la școala Tristan Țara. Și tot în primăvară, cu sprijinul OMV Petrom, vom realiza și terenul de sport de la uh, Liceul Grigore Cobălcescu. De asemenea, este în curs de implementare și în stadiu de, de uh, licitație pentru realizarea proiectului tehnic a celor două, două proiecte majore pentru municipiul Moinești pe mobilitate urbană și anume coridorul din zona urbană a orașului în care se vor reabilita toate incintele de blocuri, se vor realiza piste de biciclete, se vor realiza trotoare noi, carosabil nou, semafoare, se, va introduce, se vor introduce toate cablurile pe subtrotoare, de asemenea se va continua și în partea de nord a orașului, spre cartierul căcești și apoi spre Găzărie, unde se vor realiza pise de biciclete, trotoare și uh, canalizare pluvială și de asemenea cele 10 standuri pentru biciclete electrice și mecanice tot în acest an am semnat și este în derulare un contract pe ambulatoriu de specialitate dotarea ambulatorului 54 de aparate medicale noi vor intra în spitalul municipal de urgență valoarea proiectului este de aproximativ 2 milioane de euro am terminat strada Alexandru Ioan Cuza de asfaltat de realizat rigole, o stradă foarte importantă pentru municipiul nostru. Dacă vorbim de cartierele periurbane, urmează în primăvară strada 1 mai. De asemenea, s-au asfaltat peste 10 km străzi din cartierele Micleasca, Lunca, Lucăce Sat și Văsiești. Deci, iată un bilanț pozitiv, spun eu, având în vedere și celelalte lucrări pe care le-am realizat în incinta blocurilor, parcări în zona școlii George Enescu, în zona trezoreriei, în cartierul Lucăcești, în zona școlii Tristan a blocurilor de pe strada George Enescu. Mai sunt multe de făcut în municipiul Moinesc, sper la un an fructos, la un an care să ne permită să continuăm proiectele începute și să inițiem și altele noi. Toate acestea se pot realiza prin sprijinul dumneavoastră, al cetățenilor din municipiul Moinești, prin plata impozitelor și taxelor locale, prin implicarea dumneavoastră atât cât se poate și prin implicarea noastră, celor din primărie, de la primar în jos, toată lumea să fie la dispoziția cetățenilor, să le oferim un trai decent, un trai normal, așa cum au și cetățenii din alte zone ale țării și din străinătate. Acum, la încheiere de an, vreau să vă urez să, să fiți sănătoși, în primul rând, să fiți fericiți alături de cei dragi, să realizați tot ceea ce v-ați propus și anul următor să vă aducă numai bucurii. Vă mulțumesc <cute> și să aveți un an nou fericit la mulți ani! thank you